Discuțiile cu cei din Oșlobeni s-au plâns, dacă aș putea spune așa, de rețeaua de apă și canalizare. Apoi, un alt lucru de care s-au plâns, rețelele stradale, drumurile comunale pe care ei le parcurg zilnic. În ceea ce privește rețeaua de apă, avem o rețea de apă, dar mai trebuie făcute extinderi, pentru că nu avem în totalitate și lucrul acesta, datorită secetei care se acutizează de la o zi la alta, au secat fântânile și oamenii sunt dependenți de rețeaua de apă. De aceea vom avea o discuție imediat în Consiliul Local și vom putea trage și o concluzie să vedem cum putem să facem o extindere a rețelei actuale. Apoi, în ceea ce privește canalizarea, aici discuțiile sunt mai vechi, sunt mai de mult. Noi am avut un proiect pe măsura 3.2.2, dar era doar centrul comunii și două, trei străzi adiacente. Este un pic mai greu, dar nu e imposibil. Sunt bani europeni suficienți ca să putem face un proiect de amploare, un proiect mai mare și să poată beneficia de canalizare și apă toate satele adiacente comunei Bodești.